Bună ziua, stimați colegi! Haideți să facem liniște și să... Bună ziua, bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului Județean. Am să dau citire programului. Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 168 din 10.05/2022 a președintelui Consiliului Județean, comunicată în termenul prevăzut de lege consilierilor. La ședință, din totalul de 36 de consilieri județeni în funcție, sunt prezenți 33, unul online, dacă nu mă înșel. Da. Astfel, având în vedere ordinea de zi, avem un singur punct. L-am invitat astăzi pe domnul primar Lucian Stanciu Viziteu, ținând cont de faptul că ceea ce solicităm noi face parte din domeniul public al municipiului Bacău. Ca atare, așa cum a fost și în discuția de data trecută, când am prezentat acest proiect către dumneavoastră spre consultare, astăzi, în urma dezbaterilor care se vor desfășura în cadrul acestei ședințe, vom solicita către primăria municipiului Bacău trecerea acestui obiectiv, mă refer la fostul spital municipal, în domeniul public al județului Bacău și, ca urmând, ulterior, să-l trecem în administrarea spitalului județean. Ca atare, am să dau citire ordinii de zi. Ordinea de zi este următoarea. 1. Aprobarea procesului verbal a ședinții ordinare din 28.04/2022 și 2. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii bunului imobil spital municipal Bacău din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al județului Bacău. Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc, proiectul ordinii de zi a fost aprobat. Ca atare, la punctul 1 de pe ordinea de zi, am să dau cuvântul doamnei secretar general. Vă rog, doamnă secretar general. Mulțumesc, domnule președinte. Potrivit prevederilor codului administrativ, modificările și completările de regulare, secretarul Unității Administrative Teritoriale supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bacău în data de 28.04.2021. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Deci, procesul verbal a fost aprobat. Ca urmare, o să dau din nou cuvântul doamnei secretar general pentru incompatibilități. În exercitarea funcției, consilierul județean aflat în una din situațiile de conflict de interese are obligația să anunțe la începutul ședinței Consiliului Județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al ședinței. Ulterior anunțării interesului personal, Consiliul Județean nu mai este luat în cadrul pentru cuvântul necesar adoptării hotărârii Consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestui hotărâri. Vă mulțumesc. Vă rog dacă avem în sală pentru abțineri, de fapt neparticipare la vot. Dacă nu, am să trec la punctul 2 de pe ordine de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii bunului imobil Spital Municipal Bacău din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al județului Bacău. Aici am văzut că în comisii au fost avizele favorabile. Eu am să dau cuvântul domnului primar ca să ne spună și dânsul punctul de vedere referitor la acest proiect și ulterior, bineînțeles, intervenții din partea noastră, dacă sunt, și evident o să-mi rezerv dreptul
de a interveni pe acest proiect. Domnul primar, vă rog. Mulțumesc. În ziua asta m-a spus mulțumesc pentru invitația pentru a putea expune povestea municipiului Bacău în legătură cu proiectele de hotărâre pe care le aveți în dezbatere. O să încep foarte scurt cu un istoric a spitalului, ca să fie clar ce s-a întâmplat până acum și apoi să continui cu ce vor urma, ținând cont că este un fond politic care decide o să facă la final și care au fost de reprezentare. Spitalul a fost înființat prin hotărâre de guvern în anul 2005, ulterior s-au făcut studii de fezabilitate și s-au obținut fondurile pentru contractul de lucrări care a fost semnat în anul 2007, pe vremea primarului liberal, Roman Stavarache. Lucrările au continuat timp de 7 ani, până când constructorul a falimentat, iar construcția s-a oprit în acel moment la un grad de finanțare de 75%. Motivele sistemului, bineînțeles, nu sunt imputabile primăriei municipiului Bacău, exact la fel cum se întâmplă acum cu modernizarea unui cod de spitalul județean, unde constructorul a alimentat, s-a dat insolvență și a abandonat șantierul. Ulterior, conducerea primăriei a fost schimbată, domnul primar Cosmin Negula, cu voința Consiliului Local și a Consiliului Județean, au decis să schimbe proiectul tehnic al acelui spital, pentru a realiza o complementarizare cu Spitalul Județean. În urma acestei decizii, ambelor foruri, a fost comandat un studiu, Studiul Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în domeniul sanitar din București. Este un studiu realizat în anul 2017, ordonat de profesori universitari și doctori în sănătate publică din toată țara. Studiul care a fost aprobat în unanimitate și de către Consiliul Județean și de către Consiliul Local. Iar acest studiu prevede o serie de pași pentru realizarea acestei complementarizări. O să vi le spun imediat. În contextul COVID, domnul primar Cosmin Negula a reușit în timp record să amenajeze etajele 4 și 5 care au deservit foarte mulți pacienți cu forme grave de COVID. Iar la finalul, spre finalul stării de alertă, am început, alături de Consiliul Județean, să reabilităm parterul subsol, investiție care este finanțată de ambele entități și coordonată de Consiliul Județean. Din păcate, aici sunt niște întârzieri, deja s-au prezentat 2 luni și probabil va urma o întârziere, dar în următoarele 3 luni ar trebui să fie finalizat și parterul și subsolul. În total, până acum, la momentul în care vorbim, au fost decontați peste 170 de milioane de lei, din care peste 85% din bugetul local în municipiul Bacău, în diverse forme, fie din surse proprie, fie din credite, credite care încă sunt plătite și le-au fost plătite din locăoași de copiilor într-o mulți ani de zile de aici, 40 de milioane din fonduri guvernamentale și în jur de 10-15, sub 7% de către Consiliul Județean. Acesta este pe scurt istoricul acestui spital. Când am preluat mandat alături de Consiliul Local și de Guvernul de atunci, am reușit să integrăm acest obiectiv, respectând studiul de complementaritate în cadrul listei aprobate de Comisia Europeană PNR și am fișa de proiect, dacă doriți să o studiați, fișa de proiect care specifică foarte clar obiectivul de investiții supus finanțele din PNR, se numește extindere și dezvoltare infrastructură medicală, finanțare, proiectare și execuție spitalului municipal și integrare în ansamblu medical Spitalul Județean de Urgență Bacău. Astfel, și eu și Consiliul Local Bacău și guvernul anterior a respectat într-un tocmai planurile de complementaritate, așa cum au fost trasate de experții sănătate publică, cât și hotărârile de Consiliul Local și hotărârile de Consiliul Județean, care aprobau asocieri de principiu sau în fapt pentru realizarea acestei complementarități. Pașii pentru a îi realiza sunt enumerați în acest studiu la pagina 169 și cuprind 1. Elaborarea documentației specifice a unui proiect de hotărâre de guvern privind desființarea Spitalului Municipal Bacău ca unitate de sine stătătoare. Acest pas a fost realizat în tocmai conform studiului de guvernul Orban în 2020. Deci, dintre toți partenerii aflați în sală, eu consider că Partidul Național Liberal și-a făcut datoria de a respecta acest plan. Următorul pas era includerea acestuia
ca parte integrantă complementară prin reorganizarea Spitalului Județean de Urgență Bacău în structura acestuia. În sensul celor mai sus, noua clădire, împreună cu întreaga dotare, rămâne a Municipalității Bacău și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, urmând ca reorganizarea serviciului să fie de competența managementului Spitalului Județean. În acest sens, având în vedere faptul că cele două unități sunt în prezent în proprietatea la CJ sau la Consiliul Local, este recomandat ca pentru entitatea listată să fie creat cadrul formal, astfel încât cele două autorități să poată acționa convergent, păstând dreptul de proprietate nemodificat și având o administrație unică, ceea ce aduce la eficacitatea procesului managerial, etc., etc. Acest pas al doilea de reorganizare a Spitalului Județean de Urgență Bacău într-o nouă entitate în care să fie implicat și patrimoniul Consiliului Local și patrimoniul Consiliului Județean, nu a fost la îndeplinire, era în sarcina Spitalului Județean și a autorității tutelare a Consiliului Județean. Apoi, dacă am văzut aceste lucruri, vreau să vă spun că am urmărit și dezbaterea pe care ați avut-o la ședința anterioară, unde s-au lansat o serie de teze pe care, o serie de teze pe care eu le consider false și aș vrea să le înlămurez. Una dintre argumentele pentru această solicitare de proprietate, pentru că în fond discutăm despre solicitarea schimbării proprietății clădirii Spitalului Municipal de la proprietatea Consiliului Local la proprietatea Consiliului Județean. Deci, în motivarea acestui proiect, s-a folosit o teză falsă că nu s-ar putea finaliza acest spital dacă nu este în proprietatea Consiliului Județean. Lucrul este fals. S-a lucrat pentru etajele 4-5, când proprietarea Consiliului Local în parteneriat cu Consiliul Județean, acum se lucrează la parter și la subsol, chiar dacă este în continuare la Consiliul Local, tot în parteneriat cu Consiliul Județean. Altă teză falsă este că nu se pot obține fondurile pe internet, pentru că nu există o entitate juridică Spitalul Municipal. Iar este falsă, este demonstrată chiar de lista care există, lista lungă, unde din ce am studiat în dimineața aceasta, sunt cel puțin trei spitale care sunt trei entități medicale care nu au personalitate juridică, exact la fel asta în cear, și sunt prinse în lista lor. Centrul de transplant de la Cluj, Policlinica Municipală de la Constanța sau Centrul de Diagnostic și Tratare de Tuberculoză de la București. Exact în acele situații sunt cu Bacău, nu pentru cei de la Cluj, Constanța sau București, nu știau ceea ce fac, când introduceau aceste lucruri în PNRR. Acestea ar fi cele două teze false. Al treilea lucru despre diferența între administrare și proprietate. Etajele 4 și 5 au fost operate de Spitalul Județean în timpul pandemiei, fără să mențină Consiliul Județean proprietatea. Așa se poate face și în viitor. În fapt, este exact ce ne spun experții în sănătate publică din Studiul Național de Sănătate. Ce urmează acum? Sunt două aspecte. Unul, să obțină fondurile din PNRR pentru acest spital, lucru care ar trebui să acționăm în consens. Dacă anterioara guvernare l-a pus în lista până la sfârșitul lunii iunie, acest guvern prin Ministerul de Sănătate are un jalon intermediar de a face lista de spitale, unități medicalicești prioritare care vor fi finanțate. Și sper că aici, ca nou venit, adică Partidul Social Democrat Guvernare, va face același efort pentru ca municipiul Bacău și județul Bacău să aibă un spital nou. Și repet, acesta este singurul obiectiv care a fost prins în PNRR din județul Bacău. Doi, dintre toate celelalte spitale, cea lista de 49, este singurul care se poate termina garantat până în perioada de eligibilitate 2026. Este în proporție de peste 85% de primă. Ca să vedeți cum lucrează alte județe, ieri, în Oradea, municipiul Oradea a adoptat un proiect de hotărâre pentru cofinanțarea spitalului, un nou spital municipal, un municipiu Oradea. Spital care este doar în faza de studiu de finanțare. Ca urmare, a trei servicii de la Ministerul Sănătății care le solicită această hotărâre de cofinanțare. Deci Oradea deja știe că are finanțare din PNRR pentru un spital care este doar la faza de SF. În timp ce județul a început un spital care este finalizat construcția în proporție de 85%, proiectul tehnic de complementarizare este și el finalizat, este nevoie doar de un acord politic în care el să primească fondurile să fie finalizat. Următoarea etapă care trebuie să existe este cum va funcționa acest lucru, acest spital, acest port nou. Eu îmi doresc, și așa cum toate acțiunile pe care le-am făcut au demonstrat, ca acesta să funcționeze exact cum ne spune experții în sănătate publică, într-un ansamblu spital cel județean, cu clădirea în administrarea acestui spital.
Deci teza falsă despre transferul de proprietate pe care o discutați astăzi, cred că este puțin importantă și ar trebui să ne focalizăm toți pe a obține bani și pe a face să meargă așa cum ne spun experții în sănătate publică. Ca să putem face acest pas, trebuie să stăm la masă conducerea primăriei, conducerea Consiliului Județean, aparatul tehnic, aparatul administrativ și aparatul juridic. Nu a existat o astfel de discuție, cum era normal până astăzi, dar nu o avem și așa. Cu acesta am încheiat, mulțumesc și sunt dispus la orice întrebări. Mulțumesc, domnule primar. Dat fiind faptul că dumneavoastră ați făcut un istoric al Spitalului Județean, eu nu-l citesc, Spitalului Municipal, mă scuzați, eu nu-l citesc, o să-l spun din memorie. Legat de tezele false pe care dumneavoastră le-ați invocat, care s-au discutat în ședința de consultare a trecerii, a solicitării, de fapt, a trecerii acestui spital municipal, acestui clădiri, fost spital municipal, în proprietatea domeniului public al județului Bacău, ați făcut niște omisiuni cu bună știință. Omisiuni, știți, există două feluri de a denatura adevărul, ca să nu folosesc alte cuvinte mai dure, jumătăți de adevăr cu jumătăți de minciună. Unu, sau minciună prin omisiune. Unu, spitalul municipal existent din 2007 încoace înseamnă undeva cheltuieli din banul cetățeanului din municipiul Bacău în 14 ani de zile. Asta e un aspect. Al doilea aspect pe care vreau să-l supun atenție noastră, referitor la faptul că școala de management sanitar a propus un mod de lucru și că ar fi gata proiectul, este iar o denaturare a adevărului. Există un studiu urmat apoi de proiectare. Ori proiectarea, așa cum bine știți, este contractată cu dumneavoastră și știți că proiectarea a fost sistată la un moment dat în cadrul tot de către primărie, atunci când ați preluat mandatul, asistat această proiectare pentru că doreați să schimbați tema de proiectare. Ulterior, am avut o ședință, eu v-am ascultat cu atenție și nu v-am spus fals sau adevărat. Am avut o ședință în care am participat și eu, neinvitat oarecum, o ședință în care am participat în, chiar cu proiectantul referitor la Spitalul Municipal. Și s-au discutat două aspecte. Continuarea proiectării pe școala de management sanitar, pe acel studiu, menținând aceeași temă, sau modificarea acesteia. Într-un final, la vreo 2, 3 sau 4 luni de zile, noastră ați dat un ordin de începere, după nenumărate insistențe, un ordin de începere a proiectării. Proiectare către, nu mai știu cum se numește, dar o am în documentație, iar în cadrul acelei proiectări, pentru a obține complementarizarea sau distribuția, reorganizarea secțiilor, așa cum prevede studiul de management sanitar, trebuie avizul Ministerului Sănătății. În cadrul avizului Ministerului Sănătății s-a trecut exact ce dumneavoastră ați negociat cu proiectantul și cu DSP-ul de la nivelul județului Bacău. Fapt care acum, la începutul lunii ianuarie, am trimis împreună o adresă comună în care amândoi am fost de comun acord cu acea structură, dar în care, ce să vezi, nu apare înființare secție de Mari Arși. 2. Așa cum este trecut pe lista de propuneri pentru a fi finanțat la PNRR, pe componenta de sănătate. Deci asta iar reprezintă o inadvertență în ceea ce înseamnă
funcționarea sau obținerea pașilor, așa cum i-ați enumerat, pentru a deveni funcțional acest imobil. Al treilea aspect, știți că am primit împreună o adresă de la Ministerul Sănătății, în care dânsii au spus cu subiect și predicat, tehnic, nu politic, că nu se poate obține un aviz pe acea structură în forma în care suntem acum. Ca urmare a acestei adrese, am solicitat conform codului administrativ, și suntem astăzi aici, trecerea firească în domeniul public al județului Bacău. Aș vrea să fac câteva mențiuni referitoare la modul de funcționare, așa cum considerați dumneavoastră, că se poate lucra. Un amănunt extrem de important l-ați omis. În data de 13 martie a fost solicitat din partea Consiliului Județean Bacău către prefectul de atunci, domnul Miroșanu, emiterea unei hotărâri de Comitet Județean de Situații de Urgență pentru operaționalizarea celor două etaje, 4 și 5. Asta a fost baza legală prin care s-a permis funcționarea în administrarea Spitalului Județean. Noi nici acum nu avem o situație clară din punct de vedere juridic și am să vă spun și de ce. Mă refer pentru 4 și 5. Tocmai pentru faptul că nu putem obține autorizația de incendiu și știți că a fost o întreagă emisiune la România TV în care s-au specificat anumite lucruri clare referitor la faptul că proprietarul trebuie să obțină această autorizație la incendiu. Lucru care nu-l putea să-l facă Spitalul Județean și nici Consiliul Județean. Aș vrea să fac câteva mici, nu neapărat adăugiri la ceea ce a spus dumneavoastră, 85% finanțare. Realizare? Stadiul de realizare, cum e aproximativ 85%? Cum ați determinat? Deci am spus că stadiul la finanțare... Am înțeles. Haideți să 75%, dumneavoastră credeți că... 2014. Haideți să vorbim... Am înțeles, am pus o întrebare, ați răspuns. Poftim? Păi nu, ideea este în felul următor. Haideți să facem următoarea socoteală. Deci Consiliul Județean a făcut o asociere în 2019 sau 2020, în care au, evident că s-au făcut plățile la nivelul la care s-a solicitat prin indicatorii tehnico-economice. Mai mult decât atât, nu știu de ce, nu s-a luat în calcul că spitalul sau fostul spital municipal Bacău s-a putut construi datorită faptului că tot consilierii din județeni au votat trecerea din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al municipiului Bacău pentru ca dumneavoastră sau dumneavoastră, mă refer ca primăria, ca să poată construi acest spital. S-a cedat acest teren fără să fie prea multe discuții, pentru că obiectivul în sine îl reprezintă sănătatea băcăuanului și nu tertipuri juridice. Faptul că s-a plătit într-un mod sau altul, faptul că spuneți ca și cum noi am dus acest spital la nivel de 75%, 85% în realizări, în stadiu fizic, o să vă dezamăgesc să vă spun că atât timp cât nu s-a intervenit pe o clădire și s-au băgat bani în acea clădire și nu s-a intervenit atâția ani, ea se degradează. Conform expertize pe care am făcut-o noi, pentru că n-am plecat la drum fără să facem o expertiză, să știți că a trebuit schimbată, pe unde am intervenit, toată vata minerală, plus compartimentările făcute noi, plus instalațiile. Ca să nu zic că am găsit doar capace de la ventilație, fără să existe ventilația în sine.
Dacă asta spuneți, e un stat de realizare extraordinar și că banul cheltuit de către municipalitate a fost eficient și a fost și economic, atunci înseamnă că avem percepții diferite despre ceea ce înseamnă realizările unui sau modul de a realiza un obiectiv de investiții. Noi am luat-o metodic la începutul anului acesta și am încercat împreună cu noastră și știți foarte bine dacă nu știu dacă mai rețineți, să știți că eu rețin, am avut o negociere la dumneavoastră în birou referitor la modul cum se va realiza, dacă se va realiza această investiție. Măcar pentru parterul Spitalului Municipal și o parte din subsol. Și știți foarte bine cu câtă cerbicie ați refuzat să participați la acest lucru. Inițial am cerut nu doar parterul și subsolul, am cerut subsol, parter, etajul 1, etajul 2, etajul 3, sub imperiu, hotărârii de Comitet Județean de Situații de Urgență. Ați separat și ați scos din hotărâre ceea ce era oarecum baza legală prin care noi puteam să mergem în continuare în acea asociere. Am discutat cu noastră și știți că am avut și colegi, am și înregistrările de la acea minută, pentru că v-am cerut voie la început, ca să tocmai pentru a nu ne mai crampona în tot felul de amănunte, am cerut voie să înregistrăm acea întâlnire. Lucru care s-a și întâmplat și de acolo din înregistrări este foarte clar că dumneavoastră v-ați opus, dar acum văd că lucrați pe șantierul fostului spital municipal care îl coordonează Consiliul Județean. Nu ne deranjează, să știți, atât timp cât acea investiție merge înainte și atât timp cât ați văzut ce standarde, la ce standard de calitate se ridică lucrarea, cred că trebuie să fie un bun exemplu pentru noastră și să ne invitați și dumneavoastră pe un șantier de al dumneavoastră prin care să ne arătați cum se procedează metodic cu fiecare pas pe care trebuie făcut. Eu să știți că mai am vreo câteva investiții la nivelul județului și vă invit cu plăcere să vă arăt cum se construiește un pod, cum se asfaltează un drum. Nu este nicio problemă. Chiar ne face plăcere, putem să dăm un exemplu de bune practici. Dar mai aveam în ceea ce a spus noastră funcționarea în administrare a Spitalului Județean. Păi noi în momentul când o să finalizăm parterul și subsolul, ieșim de jurisdicția hotărârii Comitetului Județean de Situații de Urgență. Ori nu avem o bază legală prin care să funcționăm sau să fim finanțați. Mai mult decât atât, în adresa Ministerului Sănătății la care am făcut referire, spune extrem de clar cum se poate realiza și finanța acest obiectiv și cum se poate da aviz. Nu știu cum ați putea dumneavoastră să obțineți în continuare finanțare pe spitalul municipal, așa, fostul spital municipal, în condițiile în care nu există din punct de vedere juridic. Și în care și Ministerul Sănătății, și sunt convins că și MIPE, și Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene sau Proiectelor Europene, vor justifica faptul că nu se poate finanța acea prindere pe listă. Știți foarte bine că e ultimul proiect și mai știți că din 49 de proiecte, doar 25 vor fi finanțate. Eu am să vă spun rezumativ că se discută completarea acestei liste. Avem o posibilitate unică să-l putem redepune în forma cum ați semnat-o și dumneavoastră, domnule primar, în forma în care școala de management sanitar ne-a dat secțiile și modul de organizare prin reorganizarea Spitalului Județean. Dar acest lucru nu se poate face decât, așa cum am făcut noi cu terenul, să treacă din domeniul public al județului, să treacă în domeniul
public al municipiului, contând în primul rând interesul cetățeanului din județul Bacău, pentru că și cei din municipalitate, tot din județ, fac parte, așa ar trebui procedat în oglindă cum s-a procedat atunci. Nu este vorba de o proprietate pe care o ia consilierul județean acasă sau președintele Consiliului Județean acasă. Este o proprietate care, evident că este de utilitate publică, este și logic să fie de interes județean, atât timp cât la nivelul Spitalului Județean, evident că se tratează și cei din municipiul Bacău și nu caută nimeni pe nimeni la buletin pe ce rază se află. Cred că trebuie să lăsăm mai puțin politicianismul și să facem politica administrativă. Cred că undeva toate aspectele pe care dumneavoastră le-ați înseilat cu ața albă, având și o logică cât de cât omisivă, ar trebui să lăsăm deoparte tot ce înseamnă orgolii, așa cum am spus-o și public, orgolii politice, să trecem la treabă. Dacă vrem să fie finanțat sau finalizat acest imobil, asta este singura soluție. Să știți că noi avem și soluția alternativă de a completa această listă. Nu este nicio problemă la un moment dat în care, prin votul consilierilor județeni și a consilierilor locale, nu se aprobă. Să știți că avem varianta de a completa cu investiții la nivelul Spitalului Județean care să aducă un plus pentru sănătatea Băcăuanului. Și a Băcăuanului mă refer și la municipiu, nu doar a județului. Că nu este județ și municipiu. Cred că toate aspectele pe care dumneavoastră le-ați expus într-o oarecare cronologie au uitat un lucru. Au scăpat un lucru. Că trenează această investiție de 14 ani, banii au fost cheltuiți inutil, au fost dotări luate la început, înainte de a se termina spitalul, și e suma inclusă aici. Banii de dotări ați trecut, presupun, tot ce se află și care acum sunt depășite din punct de vedere moral. Eu cred că trebuie să privim mai cu atenție modul cum se cheltuie banul public. Și nu știu cum ați putea dumneavoastră să continuați să finanțați ceva ce nu are utilitatea pentru care a fost creat. Atât timp cât Ministerul Sănătății a spus cum trebuie făcut, nu știu cine vă va putea sau își asumă riscul din consilierii locali să meargă în continuare pe finanțare din bugetul local pe un obiectiv care nu mai are aceeași utilitate cum era cea inițială, așa cum a fost prevăzut. Ca atare, stimați colegi, n-am terminat. Eu am avut o răbdare, să știți, cu noastră. Nu, am avut o răbdare în așa fel încât, știți, o răbdare care este demnă de acest obiectiv care trebuie să fie finalizat. Și o să am în continuare. Ca atare, aș vrea să mai fac o singură mențiune apropo de Oradea. Știți că la Oradea s-a desființat spitalul municipal, s-a reorganizat într-un spital județean. Un exemplu de bune practici. Domnul președinte Bolojan a înțeles alături de domnul primar care este interesul județului. Mai mult decât atât. Dumneavoastră spuneți că s-au aprobat, se cer prealocări. Domnul primar, nu cunoașteți care este procedura corectă a derulării acestui PNRR. Evident că la nivelul, și la nivelul județului s-au solicitat aceste sume. Și le avem. Dar vă rog să spuneți cine trebuie să facă solicitarea. Proprietarul? Sau Consiliul Județean care nu este proprietar?
Eu îmi fac solicitare doar pe Spitalul Județean. Nu pot să fac solicitare pe obiectivul dumneavoastră. Dacă vreți să facem solicitare și prealocări, păi atunci trecem din domeniul public al județului, a municipiului Bacău, în domeniul public al municipiului, în domeniul public al județului Bacău. Ca atare, cred că am atins cam toate punctele, sper să nu fi uitat niciunul din ceea ce ați spus noastră, și referitor la tezele false, le-am spus așa în ordinea în care și dumneavoastră le-ați scos în evidență. Vă rog, vă dau dreptul la replică, domnul primar, după care o să-mi permit să dau cuvântul colegilor. Da, mulțumesc, domnul președinte. Să spun punctual tot ce ai spus, o să atac direct până la singurul argument valabil pe care îl aveți. Această scrisoare de la Ministerul Sănătății, care nu este asumată de niciun demnitar, deci nici subsecretar, secretar sau ministru, este un răspuns venit de la un director general întocmit de un șef serviciu. Nu am mai văzut astfel de acte care părăsesc o instituție fără să semneze un demnitar. Pentru cei din sală care lucrează în instituții publice știu ce înseamnă acest lucru. Deci, în primul rând, această adresă la minister este semnată de o direcție generală, deși a fost adresată ministrului. Cred că și conform legii din o instituție, este lucru cu acordul și semnătura conducătorului sau a celor care îl locuiesc, secretar de stat etc. Această scrisoare nu are o astfel de contrasemnare. Doi, i-am specific că nimic... Faceți organizarea la Ministerul Sănătății, bravo! Eu am organizarea asta. Ok. Mai mult, această scrisoare nu vorbește nimic despre transferul de proprietate. Ceea ce zice Ministerul Sănătății răspunde, de fapt, la două întrebări care au fost adresate, nu dă răspuns pentru un aviz. Și noi am făcut o revenire pentru a sursa un răspuns pentru aviz. E pozitiv, e negativ, pentru că Ministerul Sănătății nu a dat răspuns la aviz. A răspuns la altceva. Și răspunsul spune că pentru a soluționa situația, să se integreze clădirea în structura SJU. Ce legătură are integrarea acestei clădiri în structura SJU cu transferul de proprietate de la Consiliul Local al Consiliului Județean, când deja Spitalul Județean administrează parte din această clădire și a administrat ani de zile, fără ca să existe acest transfer de proprietate. Deci, repet și mențin posta că teza de la care a fost prezentată este musai să facă transfer de proprietate pentru a fi de bani pe NRR, pentru a funcționa spitalul, este una falsă. Și domnul președinte, acum să iau punctual tot ce a spus. Ați început spunând că sunt două tipuri de amiții, dar în omisiune, doar astea sunt trei, de fapt. Le-ați folosit pe toate și ați culminat cu ceea ce consider deja aproape de șantaj, spunând consilierilor și județe și locale că dacă nu votează acest transfer, ei vor completa lista de PNR cu alte obiective de investiții ale Consiliului Județean. Și exact acestea sunt cuvintele dumneavoastră. Mă așteptam să fie altă abordare despre acest obiectiv care spuneți că este așa de important, care se poate face fără niciun transfer de proprietate. Să revenim acum punctual. Ați spus că am sistat proiectarea. Nu am sistat proiectarea. Când am asumat, proiectarea era sistată datorită contextului pandemic. Chiar eu am reluat-o. Au existat discuții despre includerea în partea de proiectare unei secții de marcaj. Dacă este oportun, dacă nu. Bineînțeles că este oportun să există o astfel de secție, mai ales că la statul de țări există competență în acest sens, lucru confirmat de Ministrul Sănătății. Dar, pentru că știam cu toți și eram conștienți de termenele strânse pentru aceste fonduri, am decis să meargă în continuare proiectarea fără nicio modificare ca să se termine în timp util. Mai mult, spuneți că ar trebui redepus aceste nedere exact cum a fost în studiul de complementaritate. Domnul președinte, poate n-aș fi fișa, o să vă trimit. Fișa de reforme și investiții, cum am trimis-o la a patra lună de mandat, implică exact structura conform studiului de complementaritate. Această fișă nu menționează nicăieri o secție de maraș. Această adăugire de maraș a fost făcută la nivel guvernamental, fără nicio solicitare din partea primăriei Bacău. Iar eu o consider oportun. Cred că ne pot da bani fără aceste secții și să găsim alte fonduri pentru a face. Banca Mondială sunt în discuții, au bani pentru așa ceva și știți cu toți, după tragedie, la colectiv, cât de necesar este acest lucru. Deci, din nou, ne spuneți că ar trebui redepusă o fișă de finanțare pe PNR. Puteți să o luați copii pe este identic. Include exact o complementaritate.
Vorbiți despre bani. Am situația exactă, Municipiul Bacău până în acest moment a deportat 121 de milioane de lei, iar Consiliul Județean 6 milioane de lei, efectiv deportat și plătiți. Acestea sunt sumele, stimați consilieri, dar dumneavoastră ne vorbiți de vată minerală la care s-a stricat și niște țepe de ventilație completat. Cred că proporția cine a contribuit este evidentă aici. Cât a costat dotările? Despre dotări. Ați menționat și acest lucru, că s-au făcut dotări inutile, trenează inutil. Înțeleg că aici a dat tătă politică spre primarul Salvarea Căcare, având o linie de credit în care trebuia să execute ceva, neputând deconta lucrări așa rapid, a ales opțiunea de a deconta aceste dotări. Dotări care, multe dintre ele, știți foarte bine, sunt și acum mai moderne și performante decât ce are proaspăt achiziționat în Spitalul Județean, dotări care au fost folosite în timpul pandemiei. Deci acum aici vreau să inventa ceva care depășește ceea ce am dat noi. Mai mult, aceste dotări, pentru că dumneavoastră aruncați o anatemă, au salvat viețile lucrătorilor fiind folosite la etajele 4 și 5 în tot timpul pandemiei. Sunt numeroase, pentru 3 sau 4 solicitări din partea Spitalului Județean și a Consiliului Județean pentru a reda în administrare aceste dotări. Și am răspuns pozitiv tot timpul. Chiar dacă proprietatea a rămas la noi, cu toate că proprietatea acestor dotări a rămas la Municipiul Bacău, Spitalul Județean l-a administrat și a salvat vieți. Deci nu trebuia schimbată proprietatea pentru a salva vieți și a face funcțională la timpul meu. Ați mai spus despre faptul că nu am vrut să introduc în acest parteneriat și etajele 1, 2 și 3. Este fals. Chiar hotărârea de Comitet Județean de Situații de Urgență nu le menționează. Explică asta să iei din protocol. Explică foarte clar să ne asociem să facem parteneriat sub solul și am fost de acord. Ulterior, tot această dorință spune, după ce se fac aceste lucruri, etajele, parte subsol, să facem tot posibil să facem și 1, 2, 3. Hotărârea de Consiliul Local, exact acesta spune, se aprobă un parteneriat între cele două entități deliberative pentru parte subsol. Următorul rând este, în continuare, vom face eforturi în comun pentru a face și 1, 2, 3. Deci, din nou, este fals că am putut să scot ceva. Chiar ceea ce spuneți astăzi, de 1, 2, 3, apar și hotărârea de Comitet Județean de Situații de Urgență și a Consiliului Local și a Consiliului Județean. Ați mai spus că nu cunosc eu procedura de a cere cofinanțări, că niciodată n-am făcut la fel. Confundăm spitalul. Până este Spitalul Județean Oradea, e vorbit de un spital nou al municipiului Oradea. Construiești dotare, corp, clădire, desenat, secție de boli, infecțioase și pneumologie. Al Consiliului Local Bacău. Al Consiliului Local Oradea. Deci este vorba de un alt spital. Cam acestea ar fi punctual și cred că am demontat tot ceea ce am spus. Mai puțin ultima parte, care sper să nu se mai repete, să spuneți consilierul, dacă nu votează un transfer de proprietate care a dovedit că nu este necesar, atunci vă veți asigura că în PNR vor fi incluse alte obiective de investiții. Eu cred că totuși ar trebui să lăsăm orgolul, dar cum am spus, să găsim calea de a finanța și a finaliza acest spital. Și calea aceasta o avem în 2017. Este studiul Școlii Naționale de Sănătate Publică, aprobat și de Consiliul Județean, de Consiliul Local și de Minister. Și să mergem împreună la doctora Fila, să răspundă la aviz, pentru că răspunsul pe care l-am citat și l-am invocat nu este un răspuns la aviz pe structura de spital și, doi, nu specific că sunt nicio formă transferă de proprietate. Vă mulțumesc! Mulțumesc că sunt nevoie să vă citesc adresată la Ministerul Sănătății, domnul primar, de citire doar la ceea ce îi convine. Vă rog! Prin adresa mai sus menționată, reveniți la o solicitare anterioară transmisă Ministerului Sănătății, prin care s-a solicitat aprobarea noii structuri organizatorice a Spitalului Municipal Bacău. 2. Prin adresă, solicitați Ministerului Sănătății să sprijinim în demersurile pentru integrarea Spitalului Municipal Bacău împreună cu Spitalul Județean de Urgență într-o singură unitate sanitară de utilitate publică cu personalitate juridică la nivel județean denumită în continuare Spitalul Județean de Urgență Sfânta Maria. 3. Din punct de vedere juridic, Spitalul Municipal Bacău nu există, întrucât a fost înființat prin hotărâre și desființat prin altă hotărâre, nu mai dau numărul, 597 dacă... Și acest act a abrogat în mod expres. 4. Având în vedere situația de drept expusă mai sus,
Întrucât Spitalul Municipal Bacău a fost desființat practic prin hotărâre, solicitarea de integrare a Spitalului Municipal Bacău împreună cu Spitalul Județean de Urgență într-o singură unitate de sanitar de utilitate publică cu personalitate juridică la nivel județean denumită Spitalul Județean de Urgență Sfânta Maria este lipsită de temei legal la acest moment. Drept urmare, că spuneți că nu zice de proprietate. Drept urmare, Ministerul Sănătății susține soluționarea favorabilă a situației care să ducă la integrarea clădirii în structura Spitalului Județean de Urgență Bacău prin decizia conformă a autorităților administrației publice locale. Și unde zice de Consiliul Județean de Proprietate? Administrația, noi am semnat o adresă comună, s-a răspuns pe adresă comună. Este o interpretare negru pe alb. Domnul primar, văd că vă doriți tare să nu finalizăm etajele 1, 2 și 3. Până una alta, municipiul Bacău a finanțat mare parte. Eu, alături de colegii de care am introdus acest lucru în finanțare pe care am doar vreau să luați proprietatea acum și să obțineți finanțare care va veni. Asta este presupusul. N-am înțeles-o, dar e bine că ați spus-o. Da. Deci eu nu iau nicio proprietate pentru ea județul. Doi, orice investiție, după cum bine știți, trebuie să faci investiții doar în proprietățile care le ai. Referitor la elementul ăla care dumneavoastră l-a zis de șantaj, este și hilar. Eu doar am specificat următorul lucru. Că noi nu o să lăsăm Băcăoani fără să încercăm să tragem fonduri pentru Spitalul Județean. Cum aș putea să depun eu, dacă nu am proprietatea, să depun eu fișă la minister pentru a finanța ceva care va aparține noastră? Dumneavoastră, vă rog să vă opriți până când nu termin. Nu, îmi stricați ideile și nu suntem în dezbatere de la Consiliul Local. Noi avem aici o anumită rigoare pe care vreau să o respectați. Și eu am respectat-o când am fost în ședință la Consiliul Local. Ca atare, în cadrul fișei pe care dumneavoastră ați depus-o, înțeleg următorul lucru. Când era ministru domnul Ghinea, dumneavoastră ați depus o fișă, că ați anunțat-o și public, în care nu specificați absolut nimic de secție de Mare Arș, dar rezultatul a fost și a specificat că e pe școala de management sanitar, pe acest studiu, unde nu apare această secție și a specificat, va ieși aprobare pe secție de Mare Arș. Asta am înțeles eu. Eu cred că toată lumea a înțeles același lucru. Dumneavoastră ați depus o fișă în care n-a specificat acea secție și a ieșit pe listă pe componenta de sănătate, componenta 12, C12, de sănătate, la punctul 49, ultimul de pe listă, înființare secție de Mare Arș, fără să existe o documentație în spate. Păi n-are cum să existe. Ori vă ieșea acest obiectiv cu acel proiect la care amândoi am achiesat, și nu amândoi ca persoane fizice, ci amândoi mă refer că reprezentăm două instituții. Am achiesat să mergem pe acel proiect și ceea ce e corect și acum spuneți că o să finanțeze ceva pentru care nici nu ați cerut aviz la Ministerul Sănătății, pentru că să fie înființat, dumneavoastră trebuie să cereți un aviz pe un obiectiv care să aibă personalitate juridică, ceea ce nu aveți acum, și să fie și finanțat. Undeva nu vi se pare că nu are o logică nici juridică, nici legală și că Ministerul Sănătății ne răspunde într-o formă corectă, nu de către un politician, ci de către un tehnocrat, că nu o să vă răspundă pe un aviz tehnic să semneze vreodată ministru. Că nu ministru știe cu ce se mănâncă ceea ce înseamnă reorganizarea unor secții de spital. Ministru își face politica la nivelul țării. Ori noi am solicitat un aviz care trebuie eliberat de către Ministerul Sănătății, nu de către Ministrul Sănătății. E o mare diferență. Și o să vedeți că și celelalte avize care vin și pe județ și pe orice reorganizare
pe orice reorganizare, vine cu un aviz de la un tehnocrat, director general în cazul nostru. Ne-a explicat foarte clar cum trebuie făcut. Dacă dumneavoastră îmi spuneți că nu spune de proprietate și spune prin decizia conformă a autorităților administrației publice locale, unde suntem înscriși și noi, înseamnă că vorbim degeaba, cu oricum dumneavoastră vă țineți partitura, ca asta vreți să recitați. Vreau să fac un singur amendament. Eu n-am pomenit niciodată de primarul Stavarache. Eu vorbesc cu dumneavoastră, nu știu de ce dumneavoastră pomeniți. Eu am vorbit de un obiectiv. Am vorbit de utilitatea acelor dotări. Dacă dumneavoastră îmi spuneți că o dotare de acum 14 ani este mai bună decât o dotare care am cumpărat-o acum și care este mult mai performantă sau cel puțin la fel de performantă, înseamnă ne răcim gura de pomană. Vă dau 5 secunde. Deci referitor la Sixte, dar am înțeles că dumneavoastră nu v-ați dorit. Despre partea cu avizul, am specificat clar și mai spun încă o dată că Ministerul nu a răspuns la avizul de asta, nu a vorbit despre altceva. V-a răspuns că nu vă poate da avizul. Ce mai este mai clar de atât? Ce Dumnezeu Sfânt? Am tot referitor și mă duc mai departe. Eu nu doresc în secții de Maraș. Îmi doresc și secții de Maraș, și secții de Mica, și secții de oricare altă natură. A spus, dar dumneavoastră nu înțelegeți cum se procedează din punct de vedere legal. Și jucați politic o carte prin care spuneți în felul următor. Noi am solicitat, dar guvernul nu aprobă sau nu ne răspunde. Guvernul ne spune cum trebuie făcut. Decizia autorității locale nu este tulburată. Și în condițiile, am și spus, în condițiile completării acestei liste, mi se pare firesc ca ceea ce am în proprietate să vin și să completez această listă, ținând cont de faptul că pe PNRR se dă o anumită sumă de bani. Ori, în condițiile în care dumneavoastră ziceți că o să obțineți în forma în care este dată, deși ne atenționează Ministerul Sănătății, și noi la votul de astăzi și la votul, dacă dumneavoastră o să binevoiți, bineînțeles, să supuneți votului consilierilor locali această propunere a noastră, înseamnă că ar trebui să nu ne mai piese deloc de nimic, în sensul în care eu n-aș depune pe Spitalul Județean și aș lăsa lucrurile așa la întâmplare, cum iese ca o cacealmă așa. Eu nu fac chestii de genul ăsta. Chiar nu. Am spus ce se întâmplă în continuare. Timpul ne va arăta dacă cine are dreptate dintre noi. Indiferent câte justificări se vor folosi politice, pentru că eu aici am discutat pur administrativ, dumneavoastră ați dus-o într-o formă politică, ați politizat acest spital municipal de parcă pleacă cineva cu el acasă, acea clădire care dumneavoastră trebuie să înțelegeți juridic și legal. Nu știu cum o să puteți să mai cheltuiți pe el și ceea ce s-a investit acum nu poate să aibă nimeni grijă de acest pavilion. Nu poate să fie un pavilion cu destinație medicală care să-l dați la Spitalul Județean, să plătească Spitalul Județean administrarea, care, să știți, costă destul de mult, fără să aibă proprietatea, ca să poți să-i dau administrarea pe lege. Pentru că nu mai suntem pe stare de alertă să putem să avem o hotărâre de Comitet Județean de Situație de Urgență care să-mi permită să fac lucrul ăsta. Ori, acum noi ne aflăm într-o situație total diferită. Nu mai suntem în stare de alertă, nu mai avem o situație de urgență pe care, prin care putem să dăm Spitalului Județean dreptul de administrare. Și spuneți că poate funcționa așa, îl ia Spitalul Județean în administrare și dumneavoastră vă păstrați proprietatea. Vă contraziceți extrem de mult în termeni. Dar presupun că nu sunteți nici jurist la bază și probabil e scuzabil. În schimb, până la urmă, tot ce vorbim noi aici
Nici nu contează în condițiile în care nu se vor finaliza acest spital atât de vizitat de foarte mulți politicieni. Dacă nu se finalizează, indiferent de situație, și luați-o, nu e, e ca așa, ca o premoniție. O să ne trezim în 2024 la același stadiu cu Spitalul Municipal. Dumneavoastră o să spuneți că nu s-a obținut finanțare, că v-ați străduit, l-ați pus pe listă, l-ați întors de pe listă, ați propus ceva și vi s-a aprobat altceva. Cum poate să, poate să vi se aprobe ceea ce n-ați solicitat? Și cum poate să vi se aprobe? De fapt, nu s-a aprobat, s-a propus spre finanțare. În momentul când se propune spre finanțare, trebuie să veniți în spate cu acte doveditoare. În primul rând, o să vă trebuiască avizul de la Ministerul Sănătății. Ori avizul de la Ministerul Sănătății pe ceea ce este pus în listă nu poate să existe dacă dumneavoastră nu l-ați solicitat. Am solicitat, în schimb, complementarizarea. Pe organizare, pe modul de reorganizare cu Spitalul Județean. Și mai e ceva. Oricum ar fi, gândiți-vă la un lucru, suplimentarea, să zicem, a unor paturi pe un spital. Știți că trebuie avut în vedere în condițiile în care este finanțat de către Casa de Asigurări de Sănătate. Noi stăm în același număr de paturi cu o suplimentare, dacă nu mă înșel, de 300 de locuri prin reorganizare. Adică ceea ce a propus școala de management sanitar este pe bună dreptate un lucru extrem de bun și care a avut în vedere, deși a durat vreun an și ceva, a avut în vedere adresabilitatea la nivelul cetățeanului din județ și nu numai, pentru că la nivelul Spitalului Județean nu se tratează doar din județul Bacău. Cinci secunde, cum a zis? Domnul președinte, eu am crezut că m-ați invitat să găsim soluții, dar pare că m-ați invitat să mă certați. Știți cum te spune atunci când spui mâna și faci alta, adina ori? Când am intervenit în anterior cu chestiunea asta, a spus că aici este o etică, o ordine, dar adina ori a zis, dar dreptul la replică, la dreptul la replică, am vorbit câteva secunde și ați intervenit în spune și ați mai vrut 5 minute. Credeți că aș putea să termin cuvântul de această dată, în neîntrerupt? Mă rog. Și revin la partea de soluție. Ați spus că nu puteți să depuneți o altă fișă sau cineva nu poate să depune o altă fișă că nu aveți proprietate. Că nu poți investi în un obiectiv când nu ai proprietate. Toate aceste lucruri sunt în față. În acest moment, dumneavoastră, Consiliul Județean, investiți în acest proiect, poate să aveți proprietate. Iar tot la fel, prin hotărâre de asociere care sunt în vigoare, votate și din Consiliul Județean și din Consiliul Local, putem depune o fișă de proiect în asociere. Pe structura spitalului complementar. Deci astea sunt soluții. Dacă le vreți. Dacă nu, puteți să continuați să divagați, să vorbiți de la primar. Și apropo, de ce menționez și la primar? Nu este nimic politic. Primarii, cum sunt și eu, au fost primarii tuturor programelor. Și au făcut acest spital. Și e onoră pentru asta. Și încercăm să finalizăm moștenirea venită de la ei. Nu este politic, când menționez la primar. Și am încheiat aici și aș avea o ultimă întrebare. Și pentru dumneavoastră, domnule președinte, pentru managerul spitalului județean și pentru toți consilierii, dar primul rând dumneavoastră, de ce refuzați să reorganizați Spitalul Județean de Urgență, așa cum spune studiul Școlii Naționale de Sănătate? Pentru că acest pas este cel pe care noastră l-ați făcut. Da. Vă răspund la întrebarea noastră, nu se poate legal. Ceea ce spuneți dumneavoastră acolo, adică noi să reorganizăm Spitalul Județean, intrând pe secții, pe o secție care nu mi-aparține, e clar că dumneavoastră nu percepeți elementul juridic care trebuie respectat. Ați zis că respectați domnul, dacă îmi permiteți. Medicii de aici nu știau ce ziceau. Deci medicii sunt... Ascultați ce vă spun. Domnule primar, cu calm, că ce e acolo este un studiu pe medicină, de la medici, nu de la juriști. Domnul primar, noi astăzi citiți dintr-un fragment de studiu de complementaritate. Eu vă arăt că am și eu unul, dar e cam atât de mare, să știți. Ăla e un rezumat. Are o prezentare foarte clară a ceea ce înseamnă
studiu de complementaritate, demersurile administrative pentru care v-am invitat aici, nu să vă cert, ci să vă aduc la cunoștință ce dorim noi la nivelul Consiliului Județean. Noi dorim, de fapt, finalizarea spitalului municipal, fostului spital municipal și darea în folosință a acestuia, fără festivisme și fără niciun alt demers. Noi să veniți și îmi spuneți să mergem așa în condițiile în care riscăm să nu fim finanțați pe PNRR și așa cum evident am și dovedit prin documente că nu se poate. Dacă în condițiile, să știți că noi nu ținem cu tot din adinsul să vă facem bine cu deasila. Să vă facem bine, mă refer din punct de vedere administrativ. Cum considerați? Așa veți proceda. Așa veți proceda și în Consiliul Local, așa cum noi ne vom manifesta astăzi voința la nivelul Consiliului Județean. Eu n-am venit și nu... Eu v-am invitat în ședință, nu să vă cer, ci să vă aduc la cunoștință anumite lucruri din cadrul acestui proiect, care văd că dumneavoastră repetați exact același lucru. Exact ca o tipologie de slogan demagogic. Exact slogan demagogic. Îndeplinește perfect acea definiție. Ca atare, stimați colegi, se pare că am monopolizat această discuție și nu este corect, dar să dau cuvântul domnului consilier județean Ion Cucerescu. Mulțumesc! Bună ziua! Domnul primar, tot văd că insistați la un subiect și vreau să încălzim. Am impresia că credeți că noi toți aici suntem, nu înțelegem aspectul în care discutați cu domnul președinte. Suntem de alături și am venit să vă ascultăm. Asta așa, suntem foarte bine și cunoaștem foarte bine ce s-a întâmplat cu acest spital. Dar măcar că din 2016 încoace, când majoritatea de aici și colegii PNL pe care toți menționați erau aici. Și știu foarte bine discuțiile care am avut despre acest spital. Îmi pare rău că ești domnul Nicola, trebuie să confirm și el. Noi ați tot vorbit despre lucrările care s-au făcut acum și de ce nu putem continua în acest fel. Deoarece, v-a spus domnul președinte, de câteva ori au fost făcute conform hotărârii Comitetului pentru situații de urgență, în stare de alertă în care eram. Noi nu mai putem face acum în continuare treaba asta. Sunteți de acord sau nu? Nu spuneți, ok. De exemplu, Spitalul Județean, medicii din Spitalul Județean lucrează în clădirea aceea doar datorită hotărârii Comitetului de Situații de Urgență. Altfel, ei nu puteau să reacționeze acolo. Bun, doi. Vorbiți de reorganizarea spitalului, da? Consiliul Județean vrea să facă această reorganizare, dar nu poate să se organizeze într-o clădire care nu este spital, este o clădire în proprietatea municipalității. Nu poate Spitalul Județean să o reorganizeze, să facă o reorganizare în aceste condiții. Despre asta vorbim. Dumneavoastră ne acuzați că Consiliul Județean sau Spitalul Județean nu dorește, nu are cum legal să facă o reorganizare într-o clădire care nu-i aparține. Despre asta este vorba. Și trei, vorbim despre studiul care îl cumpărați în fața noastră, este un studiu medical. De asta s-au blocat la un moment dat aceste complementarizare, deoarece încă exista un spital juridic, exista spitalul municipal. De asta nu s-a putut face această complementarizare. Studiul se referă doar la partea medicală, nu se referă și la partea juridică a clădirilor sau a instituțiilor. Dar despre asta este vorba. Nu încercați să ne duceți în eroare. Cunoaștem foarte bine aceste aspecte. Ne luptăm de atâția ani și cu toții, cred, din sala asta, își doresc acest spital să, într-un final, să activeze. Și trebuie să găsim cea mai optimă soluție, care încercăm să vă oferim, în astfel ne spuneți de PNRR. Și a explicat la domnul președinte care sunt problemele pe PNRR. Mulțumesc! Aș vrea o singură mențiune ca să completez la ceea ce a spus dumneavoastră, că tot totuși, ca să facă reorganizarea Spitalului Județean Bacău, întâi trebuie definitivate secțiile. La etajul 1, 2 și 3 nu putem să scoatem cardiologia, să o scoatem afară, să scoatem urologia afară,
sau oricare altă secție care ar trebui să se mute în, spital, în, în clădirea fostului spital municipal atât timp cât nu este gata. Întâi se finalizează și apoi se reorganizează. Cum am putea noi să rămânem agățați în această reorganizare dacă nu este gata secția? Întâi trebuie să fie gata secțiile ca să putem să le oferim loc să șefilor de secție și celor care, care sunt în celor care evident că administrează acest, acest spital, cum am putea să facem? Noi mai avem și de la subsol mai avem de făcut, că au existat discuții pe prosectură. Și la, la etajul 1, 2, 3, nu mai zic, ca să nu zic că toate instalațiile, majoritatea instalațiilor care au fost depuse, o să vedeți din cadrul expertizei, va trebui să fie dată la fer vechi, pentru că nu funcționează. Noi și o condiție care există pentru finanțarea pe PNRR este ca acea clădire să fie cu energie zero. Haideți să nu mai aruncăm lucruri care nu le cunoaștem și spunem doar așa pentru public ca să ne găsim o justificare că nu vrem de fapt. Asta e ideea. Vă rog, domnul primar, uitați ca să nu spuneți că nu sunt riguros. Domnul consilier, primul rost de sănătate și înțeleg nivelul de expertiză pe care aveți. Am să vă dau studiul. Ne vedem acum să vă zic că aceștia sunt pași, exact cum spune dumneavoastră. Faptul că s-a desfințat spitalul municipal de Grătușului era unul dintre pașii necesari de făcut. Deci, ceea ce spune dumneavoastră, nu este corect că nu se poate reorganiza spitalul pentru că s-a desfințat spitalul municipal. Studiul spune, prima oară se desfințează spitalul municipal și apoi se reorganizează. După care se finalizează. După care se finalizează, tot studiul spune, după ce se refac secțiile, nu s-a fost mutat de fizic în noua clădire, se reorganizează cu toată schema de complementaritate, după care se obține avizul DSP, autorizează funcționarea și se finalizează. Deci, se poate, exact așa cum spune aici, referitor la cealaltă chestiune de ordine juridic. A spus că faptul că administrați SJU-ul etaje 4 și 5, domnul președinte, a reiterat asta, doar pentru că există astea de adevărată, vă spun că există și alte variante, prin care spitalul județean, chiar dacă nu este în subordinea consiliului local, poate să administreze acea clădire, fără transfer de proprietate, să numește un parteneriat. Parteneriate care sunt în acest moment în vigoare, prin deciziile predecesorului dumneavoastră de aici și predecesorul celor din consiliul local. Acest partener, în baza acestui partener, SJU, poate să administreze clădirea statului municipal, chiar dacă autoritatea lui tutelară, consiliul nu are proprietate, și tot în baza acestui parteneriat putem să redepunem aceeași fișă cu PNRR. Am să dau cuvântul în ordinea înscrierii, domnul consilier județean Necula și urmează apoi domnul consilier județean Olteanu. Cred că domnul Pleșca vrea să intervină. Nu știu dacă am văzut. Da, domnul președinte. Atunci aș da, ținând cont că este în, aș da cuvântul domnului Pleșca, că am văzut târziu solicitarea, îmi cer scuze, cred că nu este nicio problemă. Vă rog. Domnul președinte, cu permisiunea dumneavoastră, am probleme cu transmisia și vreau să-mi exprim votul de pe acum. Vreau să vă anunț că puteți face proiectul de pe zi în caz de semne de transmisia să concentrați votul. Mulțumesc. Mulțumesc. Se poate din punct de vedere legal? Bun. În regulă, în regulă, să dau cuvântul domnului consilier județean Cosmin Necula, așa cum am promis. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mari colegi, domnule primar, stimați invitați. Vă rog să nu interpretați în nicio formă în această intervenție a mea în rochie politicianism. Am un, chiar un fac sub auspiciile de politică și nici sub culorile unui partid sau altul. Nici în interesul de a atrage pe vot sau duminică, la, în toate bisericile creștin-ortodoxe, s-a citit pilda slăbănocului care a așteptat de 38 de ani să se scalde în acea fântână a bizezei care, odată rea se tortura sub acțiunea unui înger, iar acei oameni se însănătoșeau.
Iisus l-a întrebat pe acel slăvănoc dacă își dorește să se însănătoșească, iar acel om a spus că nu are de alt om pe aproapele său care să-l arunce în acea fântână să-l ajute. Am senzația că trăim aceste elemente și în momentul de față, această pildă o trăim noi astăzi. Slăvănucul este cetățeanul care așteaptă să fie aruncat în fântâna de sănătate. Uitați-vă că din cei 38 de ani pe care i-a petrecut acel pacient, deja cetățenii din municipiul și din județul Bacău au 15. Va trebui oare să așteptăm 38 de ani? Eu cred că soluția poate fi foarte simplă. Există fără îndoială tot felul de probleme de natură juridică, de natură economică. Municipiul Bacău a plătit un credit atâția ani. Cum se preia acel credit? Cine îl preia? Cum îl pui pe lista Consiliului Județean? Cum îi schimbați titularea acelui credit? Dar cred că până la urmă soluția ar fi una foarte simplă, care ar putea fi găsită de comun acord. Și comunul acord ar însemna până la urmă ca dumneavoastră, domnul președinte al Consiliului Județean, domnul primar al municipiului Bacău, vă dați mâna să mergeți împreună să realizați acest obiectiv, indiferent ce și cui aparține. E prea puțin important pentru locuitorii din municipiu și din județul Bacău cui aparține acest obiectiv. Nu ne-am pus problema în momentul în care s-a făcut secția externă a spitalului TBC, ce fel de pacienți, pentru COVID evident, ce fel de pacienți va primi sau nu va primi acolo. Cred că o înțelegere, dincolo de orice posibilitate de tăgată și o înțelegere creștinească între dumneavoastră, reprezentanții acestor două instituții, ar fi mai mult decât benefică pentru noi toți. Pentru noi toți, și noi la rândul nostru, suntem pacienți sau vom fi pacienți, cu siguranță, al acelui spital sau al acelor unități spitalice. Iar înțelegerea dintre dumneavoastră, dincolo de orice orgoliu de natură politică, umană, ar însemna pentru noi un mare pas înainte. O înțelegere foarte simplă pe care în 2017-2016 cele două instituții, municipiul Bacău, județul Bacău, au avut-o. Și care ar putea să fie tranșată și în momentul de față și vă dau un exemplu foarte simplu. Cine ar avea proprietate, cine nu ar avea proprietate, e mai puțin important să face această instituție comună și cred în această complementarizare și votul meu să vă demonstreze acest lucru. Nu poate funcționa o instituție spitalicească dincolo de tutela spitalului județean. Nu există acest lucru. Dar o înțelegere și o formulă juridică în care Consiliul Județean și Consiliul Local al Municipiului Bacău vor împărți, evident, proporțional Consiliul Administrației al instituției spitalicești care conduce și administrează cele două structuri, pe bază de proporționalitate. Și se face foarte simplu. Din cele, nu știu, să zic 10 sau 8 sau 7 posturi din Consiliul de Administrație al instituției spitalicești, 5 la Consiliul Județean pe baza aportului patrimonial pe care îl are Consiliul Județean, 2 la Municipiul Bacău, făcându-se calculul în funcție de ceea ce aport are Municipiul Bacău. Am înțeles de la domnul președinte al Consiliului Județean foarte clar că fără această zonă de proprietate nu am putea accesa o serie de fonduri europene. Nu am decât să dau crezarea domnului președinte al Consiliului Județean, care are și la dispoziție un aparat cu tehnic de specialitate care cu siguranță îi dă informații corecte. Pe de altă parte, nu putem să nu vedem punctul de vedere al primarului municipiului Bacău și până la urmă a reprezentanților municipiului Bacău. Și indiferent ce vom vota noi astăzi, cei care vor decide dacă vor sau nu vor, dacă e bine sau nu e bine, vor fi doar reprezentanții municipiului Bacău. Consilierii municipali. Dumnealor, investiți cu puterea publică, pot decide acest lucru.
Pot să-mi exprim un vot pentru, nu știu, un personal, și vă rog să mă credeți, nu mă fac în impostaza direcția de partid sau de direcția. Din punct de vedere personal, pot să-mi exprim susținerea pentru un proiect de hotărâre, cred eu de bună credință și de bună intenție, prin intermediul căreia domnul președinte ne spune că vom putea atrage fonduri europene pentru realizarea acestui obiectiv. Dar cei care trebuie să decidă ce se întâmplă sau ce nu se întâmplă, vor fi locuitorii municipiului Bacău. Și pe ei trebuie să întrebăm, și pe ei trebuie să investim, și de fapt i-au investit oamenii la acum 4 ani, acum 2 ani. Dar cred, și reiterez acest aspect și vă spun cu toată sinceritatea, dacă v-ați dat mâna împreună, și dacă ați merge împreună la Ministerul Sănătății, care din punctul meu de vedere, în momentul în care emite un document, el trebuie investit cu formulă publică doar de către conducătorul acelei instituții care este ministru, secretar de stat sau ce Dumnezeu fie acolo. În momentul în care ați merge împreună, așa cum se întâmplă, chiar dacă acolo sunt culori acele culori politice, merge împreună la Ministerul Sănătății, cred că ar fi mult mai benefic pentru fiecare dintre noi. Vreau să nu o considerați ca un titlu de glorie, ceea ce vă spun acum, și vă rog frumos să nu o considerați un exemplu de trufie din partea mea. În anul 2020, forțați într-adevăr de evenimente, împreună două culori politice diferite, una dintre ele fiind reprezentată de mine, au avut capacitatea să-și dea mâna, să închidă poate suficient de multe supărări care n-au avut unii față de ceilalți, și s-a făcut acel Spital Sfânta Maria. Sau cum s-o chemă. Și apropo de Sfânta Maria, sau Sfânt, în momentul în care, și aici vă rog, și asta am atributul dumneavoastră, doamnă și domnul consilier județean, în momentul în care Spitalul Județean, având sau neavând în componență, dar eu zic că până la urmă, având într-o structură administrativă, sub o formă juridică, și acest fost pavilion municipal, nu va avea un nume de sfânt, sau nu va avea numele Sfânt de Fecioară Maria, va fi acea fântână a Bitezei, dar care nu va fi niciodată vizitată de vreun lucru. Am propus acel nume de Sfânta Maria pentru că municipiul Bacău are pe siglă de peste 100 de ani această reprezentare. Puneți orice alt nume, care trebuie să aibă și un nume divin, și să dea Dumnezeu ca acea divinitate să ne inspire și pe noi, pe toți cei care astăzi, vremenii, suntem puși în fața situației să luăm decizii. Și pledez pentru înțelegere între dumneavoastră cei mai importanți decidenți politici ai municipiului și ai județului Bacău. Noi, cei de aici din sală, să știți că suntem spectatori. Votul nostru, ridicarea noastră de mână, este generată, practic, de deciziile sau de potențialul deciziilor pe care dumneavoastră le prezentați. Și vă acum ce să dea Dumnezeu să vă văd, mergând împreună și dându-vă mâna pe un proiect în care, indiferent că se va schimba acel spital sau acea structură, împreună am făcut pentru locuitorii județului și municipiului Bacău ceea ce este bine. Și doar ca ultim punct vreau să vă menționez că, făcând o analiză, cerând data cu 2, 3, 4 ani, nu cred că s-au schimbat foarte mult proporțiile, 50% din locuitorii municipiului Bacău se tratează la Spitalul Județean și 50% din locuitorii județului se tratează tot acum. Cu 50% din locuitorii județului Bacău s-au tratat la secția externă a Spitalului TBC, s-au tratat de COVID și 50% au fost din aici. Deci proporția este undeva egală. Iar noi suntem cei care trebuie să ajutăm pe mâna lor, fără a avea niciun fel de patimă și patimă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul consilier județean, trebuie să vă dau dreptate în totalitate. Domnul, chiar vă dau dreptate, să știți, nu sunt ironic, chiar sunt partea de înțelegere sau partea de a ne înțelege, în mod evident, dacă nu era să vin cu propunerea în fața noastră, înseamnă că nu aveam această intenție. Celelalte discuții care sunt adiacente sunt argumente pro sau contra. Noi suntem pentru. Am să dau cuvântul domnului consilier județean Olteanu. Domnule președinte, domnule primar,
municipal care nu e potențial municipal care să fie corect juridic și mă așteptam, la fiind faptul că sănătatea este bunul cel mai important al oricui, mă așteptam ca să nu treacă atâta timp până a veni să cereți votul pentru care cea care vă doresc batere în un proiect propus de consultare. Din păcate, riscăm să intrăm într-un scenar care l-am mai văzut în mai devreme. Divergențe care continuă în folosul și probabil speră unii câștiguri electorale, dispute, așa care ca să o ied, cu conducta reală, cu rezerva reală și ceată, dispute care tot se desfășoară pe deasupra capetelor rătoare. Trebuie să realizăm cât mai curând maximă celebritate acest proiect. Valorificarea clădirii care a fost inițiată la domnul primar de la trebuie să spunem, nu am de ce să ne rușinăm, este o inițiativă care de oportunitatea acum să dezbatem și să oferim o soluție pentru sănătatea locală. Și spun asta pentru că, într-adevăr, avem nevoie de sănătate. Este cel mai important lucru care apare în toate sondajele de opinie. Băcăuanii nu își pun problema dacă este din municipiul Bacău, dacă este din județ, ei sunt tratați la fel. Și cred că aici nu înțeleg invocarea proprietății, poate ține de un orgoliu, așa de patriotist local, poate. Pentru că aici nu avem o întreprindere economică în care să evidențiem aportul fiecare. Acolo, da, obiectivul este profitul și atât am pus și eu, mi se cuvine atât din cât am depus. Nu, aici vorbim de un serviciu public și nu mai este în discuție proprietatea. Eu cred că primăria trebuie să fie bucuroasă că se găsește o soluție de finanțare. Că în ultimul moment putem accesa o finanțare prin fonduri europene. Apropo de finanțare, domnul președinte, constat că raportul reperat de aprobare este identic. Eu cer semn de ședința anterioară să ne indicați mai precis care e propusul să ne finanțare. Asta a făcut o eliminare. Ar trebui mai precis. Da. Precizate. Și cred eu că până la viitorul vot, când vom vota preluarea, sunt convins că până la urmă și cei din Consiliul Municipal își vor da seama că alte soluții nu avem în acest moment. Nu cred eu că cineva poate să finanțeze un obiectiv care nu se aparține. E puțin probabil. Dacă vor putea să convingă pe Consiliul Municipal că se poate, probabil că acei Consiliul Municipal vor restringe această propunere a noastră. Dar avem un președinte până atunci, un termen în care credeți dumneavoastră că puteți face un plan de finanțare și respectiv un program de măsuri care să o maximă aproximare, pentru că nu închipui că veți putea la zile, o aproximare care vă permite informații în acest moment. Închei, susținând încă o dată, în eliminare vom susține, vom aproba orice proiect care servește asigurării sănătății Băcăuanului. Că va veni de la Consiliul Județean, că va veni din inițiativă până acum, că va veni de la Consiliul Municipal cu argumente care să fie veridice și credibile, dar de nimic împotrivă. Deci votul Consiliului Liberal este pentru a prelua acest obiectiv de investiții în domeniul public al județului Bacău. Mulțumesc, domnule președinte. Județean, trebuie să spun că mă bucură poziția noastră.
Aș vrea, pentru că domnul, vă dau imediat cuvântul, pentru că domnul primar are o întâlnire și vrea să retragă, dacă mai aveți întrebări pentru dânsul. Dacă nu, este? A, n-am observat. Da, vă rog, domnul. Nu, ce scuze, am câțiva ani de politică, dar nu am văzut asemenea argumente și soluții venite din partea unui primar, unui responsabil de comunitate, dacă vă spun așa. Eu am întrebat acum. Așa cum este această clădire, poate să sau nu să atragă fonduri europene. Așa cum este în stat de față. Dumneavoastră ne-a spus că e un fel de șantaj în partea domnului președinte, așa cum a pus dânsul problema. Că vom găsi altă victimă. Nu-mi dau seama cum trebuie să gândești și să poți să spui așa ceva. Cum auzi, dacă nu gândești? Ce scuze, nu-i niciun fel de atac personal. Ei, că dumneavoastră ați luat apărarea unei vechi administrații, că a luat aparatură în 2007 și că este mai avansată, ca și cum eu în 2007 mi-aș lua de decontrat, dar mașina este tot pe linia de asamblare. Vreau să-mi cumpăr mașina, dar mai întâi împrumut niște bani pe care o să-i plătească, cum a spus noastră, copiii copiilor și îmi cumpăr de decât de rată. Să mai grav, aparatură medicală pe care nu pot să folosesc și stă de atâția ani de zile în hale și în subsol. O aparatură și o mașină de stălat, dacă nu folosesc 10 ani, este uzată din punct de vedere moral și fizic și tehnic. Mi-a spus de Oradea. Oameni buni, Oradea e un oraș de vizitat și pentru străini. Chiar nu ne uităm ce se întâmplă în vaporul acesta. Mi-a spus soluții. Se cheltuie banii cetățenilor? Vă că aveți grijă banilor cetățenilor, știți exact cât s-a cheltuit, 120, din partea cetățenilor. Noi ne dorim ca această clădire să fie finanțată din fonduri europene, nu din banul cetățeanului. Asta e dorința noastră. Și cred că a tuturor din stat. Asta e scopul întâlnirii noastre și acelerii noastre. Pe o listă lungă, ne spuneți că pe lista lungă, dumneavoastră așa, lista lungă, este ultimul proiect pe o clădire desfințată, pe o unitate desfințată. Cum să cerem noi bănuți, bani, pentru o instituție desfințată? Domnul consilier, fost primar, domnul Nicola, mi-a luat oarecum procentul din gură, dacă vă spun așa. Vreau să vă întreb și asta, că știți cât la sută dintre pacienții Spitalul Județean de Urgență sunt din municipiu? Peste jumătate. Dacă v-aș întreba și cât sunt, ar fi prea mult. Poate v-a prea mare. Domnule primar, municipiul Bacău este acel pacient pe care ne spune domnul Nicola, bolnav. Deci municipiul Bacău are această clădire neterminată, început foarte multe milioane. Iar acolo, în Sfânta Scriptură, ne spune, el ne răspunde, pacientul, că nu s-a vindecat pentru că nu are om. Acel om este consolidețean. Dacă doriți, ca să nu împrumutați și pe a cincea generație de copii a municipiului Bacău. Mulțumesc!
Mulțumesc pentru intervenție, domnul consilier județean. O să-i dau dreptul la replică domnului primar, dacă se poate domnul primar, ca să trecem și la vă. Mulțumesc. Da, da, o să fiu scurt, profesoară. Deci da, aceste dotări despre care spuneți au salvat vieți în starea de alertă și în multe alte situații. Faptul că nu au fost folosite mai devreme, datorează schimbările subiectului de proiectare 2016 și 2017 de pe Consiliul Județean și Consiliul Local de atunci. Dacă nu se schimba tema de proiectare, restul de executat era finalizat. Deci, asta, referitor la întrebarea cealaltă, dar se poate finaliza în această formă. Am zis da, a confirmat asta și guvernul, a pus în această listă de PNR și este singurul obiectiv de întreg județul la listă acolo. Și m-am explicat și cum care sunt pași. Prin asociere care este în vigoare. Dumneavoastră înțelegeți, susțineți că singura formă este să cedăm proprietatea la fostul județean. Am să demonstrez că nu este așa. Dacă aveți același obiectiv, adică să finalizăm această clădire, atunci nu cred că țineți morții neapărat să preluați proprietatea. Când există alte forme și studiul acestui școli spune că având o tutelă comună a două ATO-uri, îmbunătățește eficiența economică și managerială. Dar asta nu să vedem. Dumneavoastră, când urmați să ne explicați, să ne demonstrați, dumneavoastră, nu pentru asta ați venit aici, să ne explicați forma. Moment, și m-am spus-o. Prin asocierea care există în vigoare. Aceste entitate care este subiectarea unei legătură de comunitate județeană în situație de urgență, dat pe stare de alertă. Eu mă bucur că în sală este domnul fost primar Cosmin Necula, care știe foarte bine ce demersuri s-au făcut atunci și care era calea pe care să mergem și unde ne aflăm acum. Ar fi, cum să vă spun, lipsit de viziune, hai să zic, administrativă, dar e și politico-administrativă, să nu vedem pădurea de copaci. Nu e vorba de proprietate. Dumneavoastră pomeniți de proprietate. Foarte bine a spus domnul consilier județean Olteanu. Vă deranjează că în domeniul public această trecere? Domeniul public. Vă spune ceva? Domeniul public al municipiului față de domeniul public al județului? Este singura formă prin care putem obține finanțare. Într-un fel sau altul. Dar dumneavoastră v-ați antepronunțat ca și cum ar fi eligibil acest proiect. El a fost trecut pe o listă de propuneri. Ca să devină eligibil, trebuie să îndeplinească niște criterii. Și eu nu cred, în acest moment, că poate îndeplini aceste criterii pentru a fi finanțat. Și v-am dat un singur exemplu, lăsând deoparte. Și oricare argumentație pe care dumneavoastră încercați să o susțineți, pe baza unui studiu de complementaritate pe care noi toți suntem perfect de acord că este viabil și o să mergem pe el. Unde este problema? Vă deranjează că ca să îndeplinim acea condiție să treacă din domeniul public al municipiului în domeniul public al județului, în care se arată utilitatea de ce este de domeniul județean și să spuneți că noi suntem într-o asociere pe baza unui act care își pierde valabilitatea pentru că s-a anulat starea de alertă, este cel puțin lipsit de orice viziune politico-administrativă. La urma urmei am văzut cu toții ce frumos ați mers la parterul Spitalului Municipal. E foarte bine. V-am spus. Vă mai invităm. La urma urmei, faptul că dumneavoastră mergeți să vedeți ce este acolo, poate vă și dați seama că de când nu lucrează acele echipamente. Vă și dați seama cum a fost proiectat inițial sau cum a fost gândit. Și ce trebuie făcut mai departe? Eu m-aș fi dus, să fiu sincer, să știți că eu am fost, și la etajul 1, 2 și 3. Și să văd ce mai este de făcut. Faptul că noi cădem la o înțelegere pe o asociere în care noi trebuie, de fapt, problema principală este obținerea finanțării. Și o să-mi rezerv ultima parte în care am să explic domnului consilier, de fapt, dumneavoastră, că întrebarea a fost pusă corect de domnul consilier județean Olteanu legat de modul de finanțare.
În mod evident, Consiliul Județean nu poate investi sume în zona în care nu îi aparține. Mă refer din punct de vedere al administrativ. Cum aș putea noi de aici și aparatul executiv, cine poate să semneze că finanțăm ceva ce nu ne aparține, ce s-a finanțat? Asocierile care le avem au cu totul alt regim juridic. Dacă vorbim de asociere, întâi trebuie să-i dovedim utilitatea județeană pentru a putea participa, nu municipal. Tocmai asta e diferența pe care dumneavoastră nu o vedeți. Dar nu este nicio problemă, vom vedea ce se va decide în Consiliul Local. Ca atare, dacă nu mai sunt alte intervenții, vă rog, domnul Melinte, vă rog frumos, îmi cer scuze. Dragi colegi, avem aproximativ 2 ore de cum discutăm și, indiferent de vârsta care se va atrage astăzi, la urmă, nimic nu este realizat. Am auzit că, înainte, a sugat un probleme, Consiliul Local, Consiliul Județean, și totul a fost posibil. Să știți că atunci când am candidat, indiferent de formațiunea politică, toți am promis că vom munci pentru oameni și pentru Bălcămari. Dați-mi voie ca, după discuțiile de astăzi, când am asistat de ură și ceva la contrazicere de președintele Consiliului Județean și primarul meu, vizit de el, eu aș trage altă concluzie. Că bănuiesc că pătrânia nu este de spital și de finalizarea lui cât mai repede. Cred că e pe cine se administreze finanțele. Să știți că atunci când există voință politică, nimic nu este imposibil. Absolut nimic. Și de aceea, domnul președinte, jurul primar, acest proiect se poate realiza în 5 minute. Am asistat la ședințele noastre spectacol și în legislaturile trecute și chiar și asta de astăzi, care vrea mai bun de unul de domnul. După cum v-ați pronunțat, nu vreți niciun model de domnul. Și nici finalizarea spectacolului. Nu încălzește părerea mea personală este de noastră pe președinte și cu primarul vizitor. Să vă întâlniți, să stați la o masă, să faceți ce vreți și când ieșiți de acolo, să ieșiți cu o concluzie. O concluzie pentru finalizarea spitalului și ajutorul de oameni. Și vă asigur că nimeni nu va fi contra. Deci nimeni nu va fi contra, iar cred că în același timp ar trebui să convocați și Consiliul Local și Consiliul Județean și problemele se rezolvă. Nu trebuie să ne apucăm să gestăm relații pentru că nu avem nici. Nu suntem privați cu aceste date. Dacă vrem să finalizăm și să terminăm, haideți să ne ducem de acord cu toți, haideți să ne întâlnim cu Consiliul Local, înțelegeți că dumneavoastră, cu primarul Bacău, când aveți venit din părțit, nu spun dumneavoastră personale și toți lucrăm pentru din patru de la stat, până la două. Pentru a nu intra în jocul din voi, ne-ați simțit de acord. Nu mă vă răspund de acord. Dacă ați finalizat, mai sunt și înscrieri la cuvânt. Avem așa, doamna doctor, apoi doamna doctor Roxana și ulterior doamna Maricica Coșa și să dacă mai e cineva. Vreau doar să fac o singură mențiune, domnul consilier județean. Noi asta îmi spuneți mie ceea ce noi venim cu inițiativa azi să le înțelegem în văzul tuturor. Adică noi solicităm un acord către municipiu, către consilier, către decidenți. Noi suntem, nu noi trebuie să hotărâm, noi doi, cum vrem noi. Dumneavoastră hotărâți ce trebuie să facem noi. Asta este jocul administrativ. Vă rog să nu răspundeți, dau cuvântul doamnei doctor. Da, uitați, domnul primar vrea să... Eu v-am spus... Ba da. Ia să-mi primar, să-mi dă să vă spunește în județ.
podului, șosete și așa mai departe. Și nu duce să bagă să le trebuie la problemele care vă aduce și bagă să le trebuie la ribară. La mine cu plăcere vă identificați. Da, mulțumesc. Acolo ia precizia eu să vreau să vă spun că sunt de acord cu ce a spus și domnul Merit, deci domnul Bucula. Eu sunt oricând să mă lăsa la discuție. Așa cum am spus la începutul expunerii, mi-aș fi dorit că am mai zis că e o discuție între executivi, vor de înainte să merge la deliberare. Dar este timp și pentru acest lucru și sunt deschis, sigur că vă o soluție. Domnul președinte, a dat o invitație deschisă oricum. Vă mulțumesc, m-ați fost să vreau să vă retrag la mă. La revedere, mulțumim de prezență. Acum, haideți, doamna Roxana, vă rog. A, scuze, ce să fac? Mă bucur. Înțelegeți, dar nu sunt să facem. Și
corp de clădire, că nu-l pot numi spital. Știm foarte bine că medicii treceau dintr-un corp în alt spital, fiind pavilionat, prin noroi până la genunchi și lucrurile nu erau deloc bune. Ca urmare, eu am o întrebare, eu nu mă pricep la juridic. Să admitem că domnul primar este de bună intenție și va respecta acest parteneriat. Dar dacă după dumnealui vine altă structură politică la primărie și spune clădirea mea și eu nu mai vreau să continui, ce fac? Îmi iau secția de cardiologie, îmi iau patologia neurologică și mă duc în stradă? Vă rog să-mi răspundeți. Deci nu se pot face investiții, din cât știu și credeți-mă că am fost în funcție de conducere, fără proprietate nu se poate investi nimic. Oricând proprietarul poate să spună că s-a răzgândit și prin și luați vorbările și plecați acasă. Nu ne putem juca cu sănătatea cetățeanului din județul Bacău. Vorbesc de județul Bacău, că aici suntem. Medicii și tot personalul așteptăm să se rezolve favorabil includerea acestui corp de clădire în structura județului Bacău, așa încât activitatea medicală din blocul medico-chirurgical, unde și în momentul de față sunt 6 paturi într-un salon, construite spitalele la momentul respectiv. Nu mai sunt de actualitate. Avem nevoie de spații corespunzătoare pentru un act medical la standarde ridicate. Un al doilea aspect este finanțarea serviciilor medicale. Știm foarte bine că spitalul este pe autofinanțare, iar de la autoritățile administrative teritoriale doar întreținere și reparații. Vom încheia contract. Până în luna octombrie se va merge cu finanțarea de până acum. Da, de luna octombrie vom merge pe contract. La contract ni se cer dotări, ni se cer persoane medici de specializări cât mai multe, așa încât complexitatea cazului să fie cât mai mare. Există o formulă de calcul a finanțării Spitalului Județean. Numărul de cazuri înmulțim cu complexitatea cazului, care este un indicator tehnic pe care îl rezolvă doctorii vis-a-vis de patologie și valoarea cazului ponderată. Finanțarea tot nu este suficientă nici în momentul de față, pentru că acest caz ponderat este la 16 milioane de 10 ani. Nu fie în discuție. Deci cu cât o vom avea spații mai bune, aparatură mai valoroasă și specialiști, acest contract va putea asigura o finanțare mai bună a Spitalului Județean. Așa încât, cred că este strict necesar să găsim o soluție, așa încât corpul de clădire Sfânta Maria să facă parte integrantă din Spitalul Județean, pentru că nu ne putem juca cu patologia. Astăzi suntem în clădirea dumneavoastră și poate mâine vine altcineva cu altă viziune și încearcă să schimbe destinația acelui spațiu. Vă mulțumesc! Foarte bine punctat, doamna. Să știți că tocmai ăsta este motivul pentru care nu neapărat că discutăm de proprietate, ci discutăm că asta e singura cale. Deci nu există altă cale. Faptul că încercăm din punct de vedere mediatic să spunem, domnule, suntem în parteneriat, dar care nu-i parteneriat decât pentru o porțiune. Faptul că noi încercăm să depunem, să completăm această listă. Și unul din condițiile de eligibilitate reprezintă să dovedești proprietatea. Ori noi nu o să putem să depunem un proiect pe fostul spital municipal dacă nu suntem titulari. Ori unitatea sanitară de la nivelul județului care poate integra este Spitalul Județean. E o treabă simplă și fără prea multe echivocuri. Referitor la faptul că să ne înțelegem noi așa pe sub masă, noi am avut discuții separate. Și am considerat că cel mai bine, dumneavoastră, să cunoașteți realitatea. Am pus în consultare, am venit cu soluția, asta este soluția, este o soluție care e juridic, legală, deci ăsta e subiectul. Noi n-am venit să punem pe masă o înțelegere în care să vedem, domne, ce se întâmplă.
Nu există nicio problemă și propunerea domnului consilier județean. Da, putem discuta ulterior, dar deocamdată haideți să vedem, să finalizăm spitalul, să putem muta secțiile, că altfel nu, domnul primar vrea să mut secțiile înainte. Nu se poate. Noi mai avem niște proiecte la nivelul spitalului județean care trebuie finalizate. Ceea ce a spus dumneavoastră este foarte corect. Avem blocul operator care suntem într-o fază avansată și de proiectare și să vedem cum putem obține finanțare. Eu în momentul când am spus că dacă nu trece prin votul noastră și prin votul Consiliului Local, evident că venim cu soluții, încercăm să obținem prin PNRR ce ne doare cel mai tare. Finanțarea pe bloc operator, finanțarea pe crearea unui centru pentru copii în fază paliativ, ca să nu... Apoi avem iar un proiect extrem de important de securitate cibernetică, dar în același timp și o digitalizare a spitalului. Sunt două, trei proiecte pe care vi l-am expus, plus un PET-CT care poate fi finanțat. Nu putem să stăm cu mâinile în sân și să așteptăm decizia Consiliului Local, care dă și, domnule, vrem să facem, îl invit pe domn președinte la o discuție, dar cum să facem? Prin ce? Asociere pe ce? Cum putem să depunem noi o modificare a listei dacă Ministerul Sănătății, unui sediu materii, ne indică care e calea de urmat? Nu, e undeva o modalitate ieftină de a muta răspunderea către Consiliul Județean. Și acum, cinstit, eu vă asigur de tot respectul meu pe fiecare dintre noastre, pentru faptul că prin votul noastră s-au votat investiții și investițiile merg, indiferent de situație. Nu este întârziere la spitalul jos la parter. Faptul că știți foarte bine că întârzie materiale care le comanzi și trebuie să le plătești înainte și noi n-am decontat decât un avans. N-a plătit niciun leu încă primăria pentru că nu avea, am plătit noi. Am dat un avans ca să putem lucra. Eu vă asigur că la sfârșitul lunii iunie se va finaliza ceea ce este acolo și o să vedeți și dumneavoastră, cu ochii dumneavoastră, la ce standard de calitate se lucrează în condițiile actuale. Bun, în altă ori de idei, mai sunt două intervenții, doamna Maricica Coșa, doamna consilier județean și domnul... O să-l vedem pe viitor. E adevărat ce a spus domnul consilier județean Nicula, că de fapt adevăratul vot este în Consiliul Local, pentru că așa cum știm ei sunt proprietari. E adevărat ceea ce susțineți și dumneavoastră, că nu putem investi atâta timp cât nu suntem proprietari. Cred că suntem cu toții într-o situație în care trebuie să lăsăm orgoliile de o parte, sau ne bucură și să ne gândim astăzi, atunci când dăm votul, doar la cetățeanul județului Bacău. De ce? Pentru că personal am fost în acel pavilion, am urmărit tot ce înseamnă spitalul municipal și spitalul județean. Cu dumneavoastră împreună am participat când au fost miniștrii sănătății, președinți, primari, la cel mai înalt nivel și iată că suntem tot aici. Probabil a venit momentul zero în care această situație chiar trebuie privită de la capăt. Va mai mult astăzi în plec, zicea doamna doctor Saga, am realizat că de fapt în acest moment spitalul județean practic este într-un deficit de patru. Deci realizăm că într-adevăr ar fi nevoie de acest pavilion. Acum trebuie să mulțumim Bunului Dumnezeu că este în statul care este și pe această situație de urgență s-au putut face niște
Asta înseamnă deficitul de fapt. Plus, că din ceea ce cunosc eu la acest nivel, unirea cu acest corp ar însemna mai multe paturi și, de ce știu, o mai bună finanțare de la Casa de Asigurări de Sănătate. Cred că aici ar trebui să ne gândim în viitor, avem bani și văzând mersul finanțărilor de la Casa de Asigurări de Sănătate, atunci clar și serviciile vor fi mult mai de calitate. Mulțumesc frumos! Mulțumesc pentru intervenție, doamna consilier județean. Am să dau cuvântul domnul consilier județean Boca, apoi a domnului consilier județean. O să încerc să fim totuși scurți, să trecem la fapte. Și după aia mai putem să avem intervenții. Eu zic că așa e corect. Dacă... Haideți, eu l-aș ruga pe domnul consilier județean să vorbească la sfârșit. Vă rog, domnul Boca. Dar dacă nu va exista o înțelegere între Consiliul Județean și Consiliul Local, nu văd posibilă rapid această rezolvare a acestei situații. Mi-aș fi dorit ca astăzi să votăm poate chiar un proiect de hotărâre de asociere sau de colaborare. Din păcate, nu este așa și noi nu ne-a salvat România ne vom abține. O să facem numărătoarea voturilor pe fiecare parte, deși că vreau eu un vot important și să vedem exact cine se abține, cine votează pentru și cine votează împotrivă. Gata, și ulterior o să vă dau cuvântul la celelalte intervenții, ce mai doriți să spuneți față de proiect. Supun la vot proiectul de hotărâre. Am zis că vă dau cuvântul la final. Dar a spus domnul consilier județean. Da, haideți, spuneți. Pentru că, într-adevăr, grupul consilierilor PNL a luat decizia de a sprijini orice proiect care este în sănătatea programată și, având în vedere că este proiect Spitalul Municipal este preliberat și avem de ce construi, de unde de ce finaliza, și a spus și colegul meu, domnul Cezar Bărdeanu, și v-a întrebat și asta, vă vreau să ne răspundeți în detaliu și așa concret finanțarea pe care v-ați promis-o în proiectul de hotărâre. Dacă puteți să ne dați clar niște termene, domnule, astăzi la programul ăsta, urmează să conțină locația de o lucră într-un termen de o lună, de o săptămână. Cetățeanul ne întreabă, domnule, ați aprobat ce? Dar nu aprobat să se facă la județe. Când îl face? Când îl termine? Adică dați-mi niște termene, niște condiții în care noi vă dăm votul să faceți aceste demersuri, dar să ne veniți cu ceva concret, cu date certe, domnul președinte, în care să putem spune că ne începem în plan, încep cu prânzele, în 2024 am terminat sau nu am făcut nimic. Adică dacă acest demers nu are nicio finalitate, ne-am adunat și votăm ca lucrurile să rămână în aceeași situație, n-am rezolvat nimic. Asta era o cerință înainte de a vota, să ne spuneți exact pe ce finanțare se merge, ca să fie toate finanțările acolo și ca termen de durată, de finalizare, când încep lucrările, când se finalizează aceste lucrări la Spitalul Municipal. Da, domnul, eu sunt de rătător să vă răspund. Un pic n-am terminat. Ce mai aveți? Vreau să vă spun că trebuie să făcut niște documente care să nu aibă cale de întoarcere. Vreau să vă spun că în studiu făcut de școala sanitară, în acel studiu au obligat municipiul Bacău să desfințeze entitatea Spitalului Municipal și să devină complementară. Acum, prin desfințarea a fost de bună credință, s-a trezit că, de fapt, nu mai poate continua investițiile pentru Spitalul Municipal, că s-a desfințat. Asta, dar ceea ce facem acum, să facem o bază concretă, solidă, și exact cum spuneau și colegii mei, și doamna doctor, și
domnul Cosmin Negula și am intervenit cineva în care a spus, domnule, totuși municipiul Bacău trebuie să faci împreună cu municipiul Bacău, că nu poți să faci de unul singur. Spitalul este municipiul Bacău și până la urmă au investit cel mai mult în el. Deci trebuie ținut cont și găsit o înțelegere cu municipiul Bacău. Deci noi vădăm acest vot, dar să avem garanția realizării acestor investiții, să avem garanția înțelegerii, pentru că dacă nu există înțelegere, nu putem finaliza aceste investiții care este absolut necesare. Pur cetățean, dacă îmi trebuie, vrea spitalul municipal. Și vreau politic să-și asume doamna doctor, și condițiile se pot asigura acolo se pot analiza. Și asta trebuie să facem și asta avem acest vot, dar vrem să nu fie o chestie politică, să fie o problemă administrativă în care să facem toți pașii necesari. Vă rog, închideți ușa dacă se poate ca să pot să vorbesc, să fiu auzit. Vreau să vă spun așa răspicat câteva lucruri. Deci, domnul consilier județean, noi ca să putem să facem, să vă dau niște termene concrete, trebuie să votăm azi. Asta e un aspect. Al doilea aspect, trebuie să voteze Consiliul Local, unde este sediul materiei în ceea ce privește această decizie. 3. M-ați întrebat de finanțare. Ați văzut că am trecut acolo și răspund și noi astăzi și domnului consilier județean și pe bună dreptate. Am să vă răspund structurat. În primul rând, dacă această clădire va trece în patrimoniu în domeniul public al județului Bacău, noi avem dreptul să depunem spre finanțare pe PNRR dacă se modifică lista. În acest moment, din ce știu, se lucrează la modificarea acestei liste, care se va negocia cu Comisia Europeană. Pentru a avea treaba asta, trebuie să știm sigur că suntem proprietari a acestui imobil. Asta e un aspect. V-am dat o sursă. A doua sursă, să zicem că nu poate fi finanțat sau nu îndeplinește condițiile de eligibilitate. Atunci încercăm să găsim o altă soluție pe alta axă de finanțare. Da? Că vorbim de porc, că vorbim de altceva. Și nu în ultimul rând, ați văzut că am trecut în referat și am trecut în referat corect pe ceea ce finanțăm noi în acest moment sau ceea ce trecem noi ca finanțare pe obiectivele din cadrul spitalului. Poate să meargă pe aceeași structură pe care mergem noi, fie că vorbim de fonduri guvernamentale, așa cum este propus și cum este reparația capitală de la blocul operator, sau la depus pe alta axă de finanțare centru de paliații pentru copii, ca atare avem mai multe variante în care nu putem să spunem din acest moment ce se aprobă și ce nu, că aș fi, m-ați spune undeva într-o postură în care să mint și eu nu fac treaba asta. Nu în ultimul rând, într-o situație în care, să zicem, nu obținem un fond de nicăieri, avem bugetul local, pe care o să ne străduim să-l chipzuim cât mai bine. Adică am trecut acele variante acolo, în așa fel încât să avem posibilitatea să, nu neapărat să ne alegem, să vedem unde devenim eligibili. Pentru a deveni eligibil, trebuie să-l depunem. Ori în acest moment, noi discutăm unde-i proprietatea. De ce să nu depună? Păi să depună atunci municipiul și să vedem dacă este eligibil. El a depus ceva și a ieșit altceva. Eu asta v-am răspuns. Aș vrea, nu știu dacă mai era o intervenție a domnului consilier, nu știu dacă v-am răspuns concret și coerent. Un termen așa, eu nu știu ce să vă zic. N-ați fost atent, domnule. V-am spus în termenul cel mai scurt posibil și am să vă spun în felul următor. Domnul consilier județean, dumneavoastră vreți să tragem noi rachete în lună și primăria să se uite cum explodează.
Eu v-am spus un lucru corect. Unu, ca să putem să facem treaba asta, trebuie să vedem dacă prindem finanțarea. Dacă prindem finanțarea, o să scoatem la licitație. Există un proiect în execuție și există un termen în PNRR care trebuie respectat, 2026. Nu cred că vom ajunge până acolo dacă, într-adevăr, vom reuși să obținem finanțarea. Să nu credeți, sunt extrem de multe furci caudine care trebuie să le depășim și nu cred că e simplu. De la vorbă la fapt, e o distanță foarte mare. Și numai cine lucrează în mod efectiv poate să știe exact ce se întâmplă. Tocmai de asta nu fac anumite termene în conformitate cu ceea ce dumneavoastră doreați să spun, domnule, uite, până pe 6 iunie se va întâmpla asta. Nu, eu vă spun așa, dacă se întâmplă, vom depune în primul rând pe PNRR. În al doilea rând, în situația în care nu devine eligibil, vom încerca altă sursă de finanțare prin ADR Nord-Est. Dacă nici acolo nu devine eligibil pe zona asta, vom încerca prin resurse guvernamentale. Dacă nici așa nu se întâmplă, vom încerca prin buget local. La urma urmei, aici se arată voința dacă vrei să finalizezi ceva sau nu. Domnilor și doamnelor, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă rog, cine este pentru? Stați să numărăm, că azi e important să știu. 32. La care se adaugă un copil prin mai. Bravo. Da. Cu tot cu domnul Pleșca e... Cu tot cu domnul Pleșca 32. Deci vă rog frumos. 32. Pentru, da? Sau 33? 33. 33 spun... 33 online, da? A zis că e 33. Haideți, da, domnul, 32. Spuneți-mi și noastră, că ați numărat. 32 totalul cu tot cu domnul Pleșca. 32 totalul cu tot cu domnul Pleșca. Să nu fie două la prefectură, două la primărie și șapte în altă parte. Ca atare, o să vă rog să vă spuneți. Domnul Boca, vă abțineți. Doamna Gagiu. Doamna Poșa, abținere. Domnul Melinte, abținere. Păi ca să știm. 4. Iese socoteala? Iese exact. Exact. Deci, cu 4 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Vă mulțumesc. Închidem ședința, mai sunt alte discuții. Deci, stimați colegi, că nu s-a terminat încă ședința, mai era o intervenție a domnului consilier județean Nechita și a domnului consilier județean Munteanu. Cuvântul meu este peste ordinea de zi, să știți. Am ascultat de domnul primar și a făcut o afirmație, o consider foarte importantă, că echipa de construcători de la Ficatorul Genețian e la fădatările. Și foarte important să ne spuneți dacă au fost bogoașe sau... E foarte important pentru că eu... Dar e corect în observație să știți că un punct pe care nu l-am rezonat, am auzit discuția. Echipa de la Ficatorul Genețian, ceea ce este contractat de către Consiliul Genețian, vă garantez că toate echipele sunt la lucru și se vor vedea rezultate. Vom finaliza toate investițiile care au început în ordinea în care s-au desfășurat, fără întârziere, atenție. A doilea, există o confuzie din partea domnului primar referitoare la spitalul municipal vechi, unde e contractul cu CNI, dar nu are legătură cu Consiliul Județean. Da? Așa, domnul Munteanu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, doar 30 secunde mă rețin și v-am făcut și lucră. La trecutul domnul primar să mă interesat, dar poate și o să transmită două lucruri, la fel cum și la recuperăm în două, și noi toți am recuperăm în două, și nu spune la instalare care sunt rămâne, care este foarte important pentru noi și care ne sunt un tip foarte practic, aș pune în balanță și ar trebui să reflecteze la această idee.
proiectul pe care l-am adoptat astăzi, proiectul care propune dânsul să calculeze șasele de reușită. Mă gândesc noi în Consiliul Județean și proiectele care au fost implementate până în momentul ăsta, nu am experiență politică, au produs la bun sfârșit. Mă gândesc că forma pe care am votat-o astăzi are cele mai mari șase de reușite și domnul primar, nu știu dacă aș putea fi în măsură să-l sfătuiesc sau abține cont, să se gândească că asta este varianta benefică proprietorilor de fiecare. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc frumos domnului consilier județean și în altă ordine de idei felicit consilierii județeni care au votat, care au înțeles foarte bine argumentația noastră și mă bucur că ceea ce s-a lansat atunci în consultare nu s-au întâmplat schimbări de opinie. Felicităm în primul rând grupul, nu în ultimul rând grupul PSD, dar în primul rând grupul liberal. Mulțumesc! Și mă scuzați, aș greși dacă n-aș spune și Pro-România, care a fost alături și care știu importanța acestui proiect. Felicitări și să sperăm că în Consiliul Local unde se decide vom avea succes. Mulțumesc!